Bună ziua, sunt Patricia Bodoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Andrei Năstase cere pornirea unei cauze penale pentru uzurparea puterei în stat pe numele lui Vlad Plahotniuc și pornirea unei anchete interne la Procuratura Generală în care să fie vizați Eduard Harunjan și Adriana Bețișor. Partidul Slujitorul Poporului, din care face parte proaspătul președinte al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a câștigat alegerile anticipate din țara vecină. Procurorii care au instrumentat dosarul lui Andrei Brăguță vor pedepse mai dure pentru polițiștii și deținuții condamnați săptămâna trecută în prima instanță. Procurorii care au instrumentat dosarul lui Andrei Brăguță vor cere pedepse mai dure pentru cele 7 persoane condamnate acum 2 zile pentru moartea lui. Oamenii legii cred că inculpații trebuie pedepsiți și pentru tortură, acuzație de care aceștia au fost scutiți. Vineri, în urma deciziei judecătoriei Chișinău, un polițist a fost achitat, altul s-a ales cu 4 ani de închisoare cu executare, iar al treilea a fost condamnat la închisoare cu suspendare. 3 din cei 4 colegi de celula lui Brăguță au primit pedepse suspendate, iar al patrulea va sta încă 5 ani după gratii. Andrei Brăguță a fost reținut în august 2017 pentru depășirea limitei de viteză, iar la scurt timp de la arest s-a stins în penitenciarul 16 în condiții suspecte. Potrivit procurorilor, el a decedat de pneumonie. Ulterior însă au fost publicate imagini video care demonstrează că Brăguț ar fi fost bătut în izolator de deținuți, iar nimeni nu a intervenit. Odihna și combaterea corupției merg mână în mână la o tabără pentru copii de la Vadului Vodă. Tineri din Moldova și România participă în aceste zile la o școală de vară unde învață de la ofițerii moldoveni, dar și de peste Prut, cum să lupte cu acest fenomen. După cursurile încărcate cu exemple și studii de caz, adolescenții se destind seara la discotecă. În această perioadă au fost introduse acele măsuri de verificare a integrității tuturor miniștrilor și înalților funcționari de stat. Sintagma tabără de odihnă va avea alt înțeles pentru acești adolescenți în următoarea săptămână. Tinerii își vor petrece o parte din zilele de vacanță învățând despre corupție. Toată lumea își dă seama, doar că nu toți acționează. Ghidați de ideea că se poate de obținut careva succese sau careva merite, fără să ai cum mătri, fără să dai bani. Adolescenții vor să afle mai multe despre rolul organelor de drept în combaterea fenomenului și despre cum stau lucrurile la acest capitol în România, o țară integrată deja în Uniunea Europeană. Trebuie să începem de la noi. Asta ține de propriile principii de a nu încerca de a corupe acele cadre didactice, acei medici, acei ofițeri sau ceva gen. Și atunci cum mulțumim profesorilor? Mulțumesc! Tinerii sunt fie elevi, fie studenți la drept. Această activitate le va prinde bine la CV, cred ei. Vom face să înțeleagă care sunt noțiunile de drept privind cele 4 infracțiuni mari din codul penal: dare de mită, luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. La tabara Tinerii împotriva corupției tot se transmit bani din mână în mână. Moneda de schimb este bancnota de 200 de lei, la tipărirea căreia s-au șters primele 2 cifre și au rămas un singur zero. Aici lei sunt comparați cu o maladie, iar corupția este considerată o boală contagioasă. Aceste mesaje pot fi găsite pe partea verso a bancnotei. Cea mai frecventă bancnotă care este folosită? Nu. De fapt, după statisticile care le are Centrul Național Anticorupție, cei care sunt implicați în acte de corupție preferă mai mult euro și dolari. Tinerii spun că mita trebuie exclusă în primul rând din sistemul medical. Oricum, doctorii fac aluzii că trebuie să le dai un pic. Cum sună această aluzie? Acolo e în mare, dar eu pot să vorbesc cu doctorul. Și la București e la fel, spun cei de peste Prut. Dacă nu ni se cere, românii sincer apelează la această metodă doar pentru a intra în față. Adică nici noi nu prea ne dăm peste cap ca să rezolvăm acest fenomen. Școala anticorupție va ține până duminică. Participanții vor încerca în tot acest timp să găsească soluții pentru a promova integritatea în educație și alte domenii. Discoteca rămâne în vigoare seara, o oră, două, cu frații noștri din Moldova, petrece, ne simțim bine. Tabăra este organizată de Centrul Național Anticorupție și PNUD cu ajutorul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. O familie din Sângerei încearcă să adune cu disperare o sumă uriașă pentru ca fetița lor de 2 ani să poată primi un picat nou, al ei fiind găurit de chisturi. Noi am vindit tot.
tot și sufletul din noi numai, că să salvăm. Unica pentru ce trăim noi. Altceva nu-i trebuie și nimic în viața asta. Soții găină au nevoie în total de 51.000 de euro pentru ca fetița lor să trăiască. Vă spunem întreaga poveste în câteva minute la știri. Partidul președintelui ucrainean Vladimir Zelenski a câștigat alegerile parlamentare anticipate desfășurate ieri în țara vecină. Formațiunea a obținut 43,9% din voturi, fiind urmată de o platformă de opoziție prorusă, care s-a ales cu aproape 13% din sufragii. Își vor delega deputați în Rada Supremă și alte patru partide care au trecut pragul de 5%, între care și formațiunea ex-președintelui țării. Au răsunat aplauze la sediul partidului Slujitorul Poporului, imediat ce au apărut primele rezultate ale scrutinului. Membrii formațiunii au obținut un rezultat record de aproape 44% din voturi, așa că majoritatea locurilor din Rada Supremă vor fi ocupate de ei. Președintele partidului a declarat că este gata să înceapă să lucreze. Premierul Maia Sandu l-a felicitat pe Zelenski printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Este o mare responsabilitate să primești încrederea atâtor oameni și îi doresc președintelui și partidului său, care îl sprijină cu multă forță și perseverență în promovarea unei agende reformatoare pentru cetățenii ucraineni. Se arată în mesaj. Platforma prorusă de opoziție pentru viață a obținut un rezultat de 12,9%, iar formațiunea fostului președinte al țării, Petro Poroșenko, s-a ales cu 8,7% din voturi, fiind clasată pe locul 3. În Parlamentul ucrainean vor intra încă 3 partide care au adunat peste 5% din sufragii. O femeie a ajuns la spital cu mâna fracturată în urma unui accident în Lanț, produs la Râșcani. 5 mașini au fost avariate după ce un Mercedes ar fi frânat brusc. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum Mercedesul ajunge în intersecție și frânează. Din spate vin 3 automobile, șoferii cărora nu reușesc să apese frâna, în timp ce șoferul celei de-a treia mașini încearcă să evite impactul. Intră pe contrasens și tamponează frontal o Skoda. În urma loviturii, o pasageră din Skoda a fost transportată la spital cu o fractură la brațul drept. Martorii spun că au văzut momentul impactului și că distanța dintre automobile era prea mică. Automobilul frânat așa brusc, a fost prima lovitură Audi-le roșu, care îl vedeți, primul Mercedes. Pe urmă, încercând să evite accidentul, alte mașini au ieșit pe contrasens, au lovit cu celelalte care veneau deja din direcția dinspre Râșcani. La fața locului a venit poliția, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Partidul Mișcarea Acțiunei Europeană s-a relansat și are acum o nouă denumire, Uniunea Salvați Basarabia. Președintele acestuia este Valeriu Munteanu, care spune că relansarea vine ca o reacție la coaliția formată dintre Blocul Acum și PSRM, care, potrivit lui, și-ar dori federalizarea Republicii Moldova. Cei de la Acum au respins acuzațiile, iar socialiștii nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Era evident că nu puteam să mergem înainte cu o denumire mai veche, pentru că am considerat că imperativele în care credem noi sunt reprezentate mai bine de această denumire și respectiv de simbolurile pe care le-am adoptat astăzi la Congres. Valeriu Munteanu spune că partidul va participa la toate scrutinele ce se vor desfășura la noi în țară și că scopul principal al acestuia este unirea Republicii Moldova cu România. În anul 2011, Mișcarea Acțiunii Europene a fuzionat cu Partidul Liberal, când președinte PLE era Mihai Ghimpu, iar al MAIE Veceaslav Untilă. Tot în anul 2011, formațiunea condusă în prezent de Munteanu a participat la parlamentare, acumulând atunci puțin peste 1% din sufragii, insuficient pentru a accede în Parlament. La parlamentarele din februarie anul acesta, fostul liberal Valeriu Munteanu a candidat pe circumscripția Orhei de pe listele Blocului Acum. Acolo însă a câștigat Ilan Șor.
Andrei Năstase cere ridicarea imunității de deputat al lui Ilan Șor și a lui Vlad Plahotniuc și pornirea imediată pe numele fostului lider PD a unui dosar penal pentru uzurparea puterii în stat. Ministrul de Interne a organizat astăzi un briefing de presă la care a solicitat și demararea unei anchete interne la Procuratura Generală în care să fie vizați Eduard Harujan și Adriana Bețișor, care ar fi ascuns faptul că Plahotniuc este cercetat penal în Elveția. Scrisoarea autorităților elvețiene a fost transmisă prin intermediul ex-procurorului general Harunjen la Procuratura Anticorupție, procurorului Adriana Bețișor. Documentul a fost însă tăinuit de către aceștia și instituțiile pe care le reprezentau în vederea obstrucționării oricăror anchete penale și internaționale împotriva oligarhului Plahotniuc. Ministrul de Interne susține că Plahotniuc și Șor vor fi aduși în curând în Moldova și vor fi pedepsiți pentru ilegalitățile pe care le-au comis, iar pentru asta vrea ca celor doi să le fie ridicată imunitatea de deputat. Totodată cer intentarea imediată a cauzei penale privind uzurparea puterii în stat, proces tergiversat în mod premeditat de către fostul și actualul procuror general interimar, solicitarea de către aceștia a ridicării imunității procesuale a lui Plahotniuc, Șor și alții și anunțarea acestora în căutare internațională. Că eu personal nu am primit nicio scrisoare. Păi dumneavoastră. Și aceasta este adevărat, fiindcă nu procurorul general deschide plicul, sunt procurorul general primește scrisoare, le primește direct de cooperare internațională a procurorului general. Am auzit astăzi despre faptul că presa mă întreabă că sunt învinuit în tăinuire, am fost nevoit să sun la colegi și să-i mai informez, să înțeleg despre ce fel de scrisoare și din ce dată. Vedeți că am și datele deja concrete. În scrisoare este vorba despre niște tranzacții care li s-au părut suspecte colegilor din Elveția și care au întrebat dacă ne-ar interesa despre aceste tranzacții în anchetele noastre. Și deoarece informațiile acestea aparent erau mai mult legate de dosarele de anticorupție, s-a decis că acest demers, șeful direct de cooperare, expediatul la Procuratura Anticorupție. Acum aproximativ două săptămâni, socialistul Grigore Novac spunea că Eduard Harunjin știa că pe numele lui Vlad Plahotniuc a fost pornit un dosar penal în Elveția, însă ar fi ascuns acest lucru. Harunjin a negat atunci aceste informații. Vlad Plahotniuc ar fi părăsit țara pe data de 14 iunie, după ce democrații au anunțat că cedează puterea. Zilele Sofiei, o fetiță de 2 ani din Cubolta Sângerei, atârnă de 51.000 de euro. Micuța are nevoie de un nou ficat, al ei fiind găurit de chisturi. Afecțiunea îi dă dureri pe care copila le îndură ca un om mare. Părinții, cu venituri modeste, au pornit o luptă contra cronometru pentru a-și salva fiica. Ia mă sună, zic că tăticu, felicitări, zic, dar ce tăticu? Zic că am 12 zile de când sunt însărcinată. Încă așa lacrimi n-am avut, mă, din până atunci. Acesta este primul rând din povestea familiei lui Tudor, pe care o visa ani la rând. După ce în 2014 și-a pierdut piciorul într-un accident, își spunea că viața i-a întors spatele. Asta până când, într-o vizită la centrul de protezare, a întâlnit-o pe Cristina. După ceva timp, din dragostea lor, a apărut Sofia. Foarte mult am așteptat-o ca să apară Sofia. S-a avut cancer la glanteroidă și clar că medicii au spus ea că 50 la 50 că o să poți avea copii. Micuța le îngarcă zilele de culoare. Între timp, Tudor s-a făcut profesor de educație fizică, iar mai apoi a început să antreneze copiii la haltere. Viața lor a luat un alt curs, când în martie, brusc, purtica Sofiei a început să se mărească. Are un ficat multipli chisturi. E ca o rochiță cu bulinii care ieșe de chistă unul lângă altul. Ficatul ajunge până în bazin. Chiar nici nu puteți să urineze. Greu era și să răsufli. În aprilie, medicii de la Chișinău au operat-o pentru a-i scoate lichidul care se acumula și a îndepărta câteva chisturi. De la 6-le chist, cel mai mare care era, a fost drenat. Unde mama face pansamentul? Îi schimb dimineața și seara și iarăși. Înainte de povestea de seară, Sofia își schimbă pansamentul, rutină la care deja se pricepe prea bine. Cu privirea cu minte, ca un om mare, fetița strânge din dinți în fața durerii. Aș fi gata să-i dau și ficatul și inima, mă știu că e străiască să și bătăt în regulă cu dansa este și el mai scump. Asta, într-adevăr, e sensul vieții. Medicii din Turcia au găsit o soluție pentru micuță, un transplant de ficat, iar donatorii vor fi unul dintre părinți. Își rog 50.000
900 de euro. 51.000 de euro. Suma, zerourile căreia își pierd numărul în puterile celor doi soți, este una cosmică, pe care din salariul de pedagog nu ar putea să o adune nici în 10 vieți. La bălți m-am dus din magazin în magazin și rugam. Vinde tot, 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 tot și sufletul din noi numai, că să salvăm. Unica pentru cei ce trăim noi. Ceva nu trebuiește nimic în viața asta. Cu nici jumătate din banii colectați din donații, cei trei își fac valiza pentru Turcia. În ea pun speranțe. Să mă trezesc într-o zi, adică deja să fie gata, să fie operată, simtă sănătoși. Și multe baloane, preferatele Sofiei, galben, albastru, roz. O cursă cu sute de cai putere s-a desfășurat ieri la Bălți. Piloții din Moldova, Ucraina și România s-au întrecut la o competiție de drag racing. Cu ce bijuterii pe patru roți au venit piloții la concurs, aflați în câteva minute la știri. Pomușoarele au fost vedete ieri la un târg organizat în sectorul Ciocan al capitalei de tip Goji sau Iosta. Acestea s-au vândut proaspete în limonadă sau în copturi. În timp ce producătorii s-au plâns că au avut puțin cumpărători, vizitatorii ne-au spus că nu prea au avut din ce alege. Această tânără ne-a spus că a venit la târg ca să cumpere anume pomușoare Goji. Am încercat la bunici de râm că o să-l găsim. Într-adevăr, este lăudabil faptul că producătorii autohtoni pot să dezvolte. Pomușoare de acest tip a adus la târg Elena Vetrici din raionul Ungheni, statul Chirileni. Avem și mere de albină. Are un gust specific, că este anume de la fructele de Goji. Avem plantate 6 hectare de Goji. Anul acesta sunt primele fructe care sunt recoltate. Este foarte gustos. O altă vedetă a târgului a fost Ioșta, un tip de pomușoare adus de la Cimișlia. Este un soi ușor de crescut, este un soi încrucișare cu acăză neagră, cu agriș. De asta este foarte rezistent. Pentru cumpărători este ceva nou. Și murele au fost la mare căutare la târgul de astăzi. Și pentru că temperaturile au fost caniculare, oamenii s-au răcorit cu limonadă din mure sau pomușoare. Iar la o tarabă, o gospodină a adus prăjiturele capicii să le decoreze cu pomușoare. Eu în prăjiturile am pus biluțe comestibile, coacăză neagră, afine. Și dacă unii și-au cumpărat de toate câte un pic, muri, prune uscate, ceai. Alții s-au plâns de prețuri mari și au plecat acasă cu sacoșele goale. Această femeie spune că și-a cumpărat doar un borcan cu miere, deși ar fi vrut să guste și din pomușoare. Iagăte de mine, dragie. Cătea pe 30, atac, văd, eu știu, 50 lei, eto. Na moju pensiu, nicopși. Evenimentul a fost organizat pentru a doua oară de cei de la pretura sectorului Ciocana. Prezenți la târg au fost 29 de producători, iar următorul va fi organizat în luna august. Doi copii din Căușeni au fost salvați la limită de pompieri după ce casa lor a fost cuprinsă de flăcări. Micuții de 6 și 12 ani erau singuri acasă când a izbucnit focul. Incendiul s-a produs în după-amiaza zilei de ieri în satul Copanca. Ajunși la fața locului, pompieri au scos din casă copiii, dar și butelia de gaz din bucătărie. Focul a fost localizat în scurt timp, însă bunurile dintr-una din încăperi au fost făcute scrum. Cauza izbucnirii incendiului încă nu a fost stabilită. Expus acum 2 luni pe teritoriul gării din capitală, diorama feroviară nu a avut succes nici de această dată. Proprietarii spun că în continuare vizitatori sunt puțini, iar veniturile mici. Din această cauză, macheta uriașă pe care este reprezentată o lume în miniatură va fi dusă în România.
Locomotivele de pe diorama feroviară vor circula până pe 31 iulie. Ulterior, acestea se vor opri. Vor porni din nou în luna august, însă deja într-un oraș din România, acolo unde diorama urmează să fie mutată. Acum două luni, diorama a ajuns la gara din capitală. Vizitatorii însă nu s-au înmulțit, spun proprietarii. Urmează să o strângem de aici, să o punem iar în cutiuțe separate și să ne mutăm în Oradea. Deocamdată suntem în discuții cu un mall din Oradea. Diorama va fi dezmembrată și împachetată pe bucăți deja pentru a treia oară, spune autoarea proiectului. De această dată, macheta va fi dusă peste Prut din cauza lipsei suportului financiar. Implică serviciile adiacente, serviciile comunale. Sunt costuri destule care ne-au cam dat bătăi de cap. În România, costurile pentru închirierea unui spațiu în care diorama să fie expusă vor fi cu 50% mai ieftine decât la Chișinău. Proprietarii se așteaptă acolo și la un flux mai mare de vizitatori. Între timp, cei care doresc să vadă diorama mai au la dispoziție 10 zile. Aceasta a fost unica familie care a vizitat diorama timp de o oră cât s-a aflat echipa ProTV în încăperea în care macheta este expusă. Diorama feroviară a fost construită acum 5 ani și are peste 70 de metri pătrați, pe care sunt reprezentate orașe, zone industriale, gări, ori chiar gospodării țărănești în miniatură. Nu au trecut nici 5 ani de când a fost inaugurată, că deja este plină de fisuri. Vorbim despre pietonala din capitală, care rămâne treptat fără pavaj. Asta deși primarul de atunci al capitalei, Dorin Chirtoacă, dădea asigurări că acesta va rezista și 100 de ani. Mai mult, deși pietonala este predestinată doar pietonilor, unii șoferi nu țin cont de asta și își parchează acolo mașinile. Pe doar câțiva metri pătrați putem observa mai multe găuri în pavaj. Aici pietrele nu mai stau aranjate în rânduri și pot fi ușor mutate cu mâna. Trecătorii ocolesc gropile și spun că lucrările au fost efectuate prost. Foarte urât. Ce? Îmi pare rău. S-a plătit mulți bani. Necachestvena zdelana. Mergem pe aproape alături. Noapte poți să cazi. Deși parcarea în această zonă este interzisă, totuși unii șoferi ignoră indicatorul și își lasă mașinile aici. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că lucrările au fost efectuate calitativ, iar de vină sunt autoritățile locale care trebuie să îngrijească corespunzător pavajul. Cuburile respective de granit sunt împănate între ele. Respectiv, dacă iese unul sau este scos unul, automat celelalte se pot împrăștia. Și fenomenele meteo extreme, din păcate, contribuie la aceasta. Orice stradă, inclusiv strada pietonală, are nevoie de întreținere. Ori ea este lăsată de izbelește, la fel ca și Valea Morilor, care degradează, și celelalte proiecte ale mele, pentru a fi după aceea criticate și denigrate. Lucrările de amenajare a străzii au demarat în anul 2012. Costul total al proiectului este de 12 milioane de lei, dintre care 3 milioane au fost oferite de un agent economic în baza unui parteneriat public-privat, iar restul banilor au fost alocați din bugetul municipal. Un incident bizar s-a produs într-o sală de judecată din Indonezia. Un avocat a fost filmat cum își scoate cureaua de la pantalon și îi lovește cu ea pe judecători, în timp ce aceștia citesc o decizie. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din sala tribunalului. Președintele ședinței de judecată și încă un judecător care au fost loviți au fost transportați ulterior la spital. Nu se cunoaște deocamdată ce l-a făcut pe avocat să recurgă la astfel de gest. Bărbatul a fost reținut de poliție fiind acuzat de agresiune și sfidarea curții. Avocatul îi apăra pe un om de afaceri din Indonezia care și-a cerut scuze ulterior pentru comportamentul apărătorului său. Aeroportul internațional Bălți a devenit în acest weekend locul de întâlnire a șoferilor pasionați de mașini de curse. Sute de cai putere s-au aliniat la linia de start, iar piloții și-au arătat îndemânarea la un campionat de drag racing desfășurat acolo. Imediat ce au răsucit cheia în contact, piloții au început să facă spectacol. După ce au investit sume uriașe de bani în bijuteriile lor pe patru roți, piloții le-au aliniat la start ca să demonstreze că nu au făcut-o în zadar. Nu
Matei Costin a venit de la București și spune că se pregătește de un campionat în România. La Bălți a venit să-și testeze BMW-ul în care a investit bani buni și speră că rezultatul va fi pe măsură. E un BMW 4.6 motor de 3.000, 500 și un pic de cai natural, 600 și vreo 15 cai cu nos. Încerc să o țin drept pe pistă, să nu mă audă soția. Peste 30.000 de euro am băgat în ea. Unii șoferi ne-au spus că îndemnarea pilotului este mai importantă decât caii putere de sub capotă. Fete econom. Mașina asta și известно, как по инвестициям метели фаши симпр форте буни. Машина как была построена 5 лет назад, так она и есть. 2.8 turbo. Главное не пропустить старт. Evenimentul a fost organizat de Federația de Automobilism din Moldova. Peste 50 de piloți din Moldova, România și Ucraina au participat la cursă. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezei se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună.